Mihai Dumitru, de 70 de ani, din Oporelu, a mers în această dimineață la câmp să dea foc la miliște. Pentru că nu a tras brază ca să împiedice flăcările să ajungă la culturile din jur, bătrânul a încercat să tempereze focul. Intervenția a făcut ca flăcările să-i cuprindă hainele, acum se zbate între viață și moarte. ISU-Olt a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu de miriște în localitatea Oporelu. Ajuns la fața locului, subofițerii au constatat că incendiul era deja lichidat, însă victima, un bărbat de 70 de ani, a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe 80% din corp. În cadrul serviciului de primire urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost adus un pacient care a prezentat leziuni prin arsură prin flacără pe o suprafață de circa 80-85% din suprafața totală corporală, arsurile fiind cu profunzime plecând de la gradul 4 la nivelul membrelor inferioare și gradul 3 și 2 pe restul corpului. Starea pacientului încă de la sosire este critică. S-a încercat încă din momentul anunțării urgenței de către serviciul de ambulanță comunicarea cu instituțiile de eșalon superior pentru transferul pacientului. Ne referim aici la spitale de urgență Florească, la Spitalul de Chirurgie Plastică și Arsuri din București. Mihai Dumitru nu este singurul oltean care a ajuns la spital cu arsuri grave după ce a încercat să distrugă resturile vegetale de pe terenurile agricole deținute cu ajutorul focului. Din fericire, arsurile suferite de Florea Barbalată din Brastavățu au fost mai puțin grave și pe o suprafață mai mică de corp. Problema celor doi nu se va opri aici. Dacă vor scăpa cu viață, ambii bătrâni vor trebui să achite câte 1000 de lei amendă pentru incendierea intenționată a miriștilor. Arderea miriștilor și a terenurilor cu vegetație uscată este interzisă prin lege, iar în afara unei posibile accidentări, adică posibilitatea de a suferi arsuri, cei care fac aceste lucruri sunt sancționați cu amendă de la 1000 la 2500 de lei. În cele din urmă, bărbatul din Oporelu a fost transferat cu o ambulanță la Spitalul Județean de Urgență Craiova în stare foarte gravă.